Maria Ciobanu a murit departe de România, în Italia. Povestea neștiută a unui erou Maria Ciobanu s-a născut în anul 1943, în comunele roșii din județul Vâlcea. A fost o personalitate importantă la Revoluția Română din decembrie 1989. S-a remarcat pentru cura iulai incredibil cu care a luptat împotriva forțelor regimului comunist. Deși a luptat pentru o Românie liberă, de mulți ani locuia în Italia. Recent, viața ei adusese și o bucurie mare. Mai exact, devenise bunică. Din nefericire, în dimineața zilei de 31 ianuarie, s-a stins din viață la Spitalul San Luca din Milano. Maria Ciobanu s-a stins din viață la 81 de ani, iar anunțul trist a fost făcut de către românii revoluționari, stabiliți în Italia. Aducem omagiu unei femei extraordinare, un luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Cu un rol determinant în eliberarea României de sub jugul opresiunii comuniste. Inima noastră este alături de familia și cei dragi ai acestei remarcabile eroine, a spus Romulus Popescu, al doilea român din Italia, care deține titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989. Luptător cu rol determinant, potrivit Capital.